Bună ziua, mă numesc Ala, am 20 ani de ani, am 3 copilași. Am venit cu rugăminte. Pur și simplu, la noi nu ne dă ajutor nici la punct, la nimic nu ne dă. Și am venit cu rugăminte, nu mai spus niște oameni, doar că se poate de făcut așa, să mă pun să cer ajutor. Și am încercat și eu să încerc un ajutor, poate să ne-a dat Dumnezeu. Mă ajută, mă poate. Uneori chiar nici n-am avut aproape să mâncăm. S-a terminat produsul și n-avem limitat. Și ne-am dus la tață, unii avem datorii și șerim. Am datorii pe unii, mai am șapte urmă. Mă așteaptă oamenii cu bani, dacă am nevoie de bani, mă ajută. Ai datorii prin sat? Am și în sat, am și la piață, am de 1000, aproape 2000 de lei. Aproape. Așteaptă că nu prindeți bani, ca mâine sau azi trebuie să prindeți bani, să mă duc să au datoriile. Eu ba pamperi, ba ce, ba mâncare la copilul și așa că la mine băieții sunt bucuța, miteluța, mănâncă lapte sau praf care, nu copii. Și-o la ei și mai trebuie o piceană, mai trebuie o bomboană, că nu asta e, mă arăt lângă magazin și mama la magazin vrea. Tu câți ani ai? 21? 20. 20 și ai 3 copii? Da. Dar la câți ani de... Prima fată la 17 ani a făcut-o. 17 ani? Băieții la 19 și unul la 20. De la câți ani ai început să te căsători, mai bine spus? 17. La 17. Pentru ce ai plâns sau plângi mai des? Când am mă duși. Așa e casa numai soțul care au mamă, cum cu bine mamă. El dacă se servește uneori, apoi când ne alungă și noi nu avem unde duși. La mine soțul e din Podgorini, dar eu nu mă pot duși acolo. Acolo e departe, grădința la mine, fata așa de plâns. Chiar și-a luat aer, nu a alungat și ne-a dus. La rezina ne-a dus la mâncare acolo, apartament, dar face reparația care trebuie să facă. Și ne-a dus pe jos cu copiii, așa ne-a dus, fără mic. Și apoi că uneori l-am strezat și ne cheamă înapoi, ne venim înapoi încoace. Ieri am venit înapoi, uite că nu ne alungă să vin să dă fata la graniță. Am venit înapoi, cam și cum, dacă e casa lui, noi n-aveam nimic și. Ai avut o copilărie grea? Pe unul a fost grea, pe unul a fost ușoară, ca nu știu cum. Și mai momente mai, poate, mai grele. Acum soțul tot, dacă lucrează, nu cheamă, lucrează oficial, lucrează cu ziua, dacă are de lucru, îți duce, dacă nu are, putem să stăm acasă toți. Ne-ai așteptat? Tare. Când dimineața a sunat că a spus că veniți, am pune să pui fata să duc la graniță de aveam. Nu te învălești, mamică. Am nu că a spus că trebuie să veniți, dar am oprit și fata la graniță, am zis că nu o duc rămas. A spus că să o lăsăm să nu duc în caire și vreți acasă. M-a rugat și la dimineața, eu uneori stau și parcă îmi pare că am mai fost la centru de plasament, am fost cu fata așa, am fost în alt parc, cu toți copiii am fost la centru de plasament. Mă parcă și mai ușor azi în acasă și mai ușor, dar dacă... Se fie? Da, mă, așa, se prind așa, 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 am vrut să stau acolo mai mult timp, trebuie să stăm o mână de zile, dar dacă o spus că vinim acasă, am venit acasă, poate și mai ușor. Nu mai ușor, e tot mai greu, parcă. Da. Mamă, spun că atunci vă invităm la microbus, o să discutăm acolo în deal, pentru că aici nu putem să intrăm cu microbusul. O să mulțumesc domnului fraților și noi mergem mai departe. Bine? Hai să mergem atunci. Niciodată nu am fost bogată în lucruri materiale. Singura mea bogăție, aici pe pământ, este Dumnezeu. Cu El am totul. Singurul lucru care rămâne pentru eternitate este ceea ce faci pentru sufletul tău și măsura cu care iubești pe alții.
Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și m-a ascultat rugăciunile care le-am avut. Și sunt oameni buni cu inimă bună și mă ajută. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mamă scumpă, să mănânci cu bucurie și să-L lauzi pe Dumnezeu. Noi mergem la alte familie, El am rămas bun și vă spunem la revedere. Cu Domnul, la revedere. Bucurii de mâna lui Dumnezeu, darurile pe care Dumnezeu vi le dă astăzi, pentru că Domnul este Cel care se îngrijește de familia și de casa noastră. Sunteți o femeie frumoasă și vreau să văd cu zâmbetul pe buze, pentru că Dumnezeu este Cel care vă iubește și în dragostea Lui a venit astăzi în familia și în casa dumneavoastră, împreună cu darurile acestea de mâncare, vă dăm și cuvântul lui Dumnezeu, care este hrană pentru sufletul nostru de un lăuntru. Această hrană este pentru trup. Aceasta este hrană pentru sufletul nostru. Am 6 copii. Am trăit cu primul soț. Soțul băia tare, nu fugărea. Copiii fugărea. La lepădată m-am arătat cu doilea soț. Soțul cealaltă tot așa se duce la lucru la Chișinău, s-a găsit pe altul. M-a lepădat cu dânsul gravidă, 5 luni aveam. Yeah.